Contractul cadru presupune asigurarea serviciului de curățenie și întreținere în cele două parcări și în grupurile sanitare de pe autostrada A1 București-Pitești de la kilometrul 110 și în cele patru parcări și grupurile sanitare de pe autostrada A2 București-Lehliu. Valoarea estimată a contractului cadru este de 4.392.000 de lei fără TVA, iar durata acestuia este de 36 de luni de la data atribuirii. Acordul se va încheia cu un singur agent economic, precizează compania, și va fi împărțit pe loturi, astfel că trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi. Procedura va fi licitație deschisă, iar criteriul de atribuire, prețul cel mai scăzut. Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 10 mai la ora 15, iar primirea ofertelor sau a cererilor de participare se va face până pe data de 11 mai la ora 16.